Merge întoarsă de bulgari, Terziev, până la Kitanov, degajează portarul bulgarilor. Mi s-a dus că s-a dus, mi s-a dat acolo o minge. Deocamdată jocul suferă de ambele părți. Însă Bulgaria arată... Parcă am asistat la un meci de antrenament. Totuși este o partidă oficială, o partidă de calificare, spuneam, pentru Euro. Încearcă o pasă pentru Tănase, dar pe Mitrița încercând să recupereze, reușind să recuperăm cu Tăbăcariu. Tăbăcariu trage de la distanță primul șut pe spațiul porții, minutul 12, golul balonului. Iar acum Nedelcu, pentru cine o fi vrut, Dragoș Nedelcu. Nu legăm mare lucru în acest prim sfert de oră, o execute. Bate Mitriță pe colțul lung, vine și lovește cu capul Bălașa, cred. Banatul a plecat însă în urmă cu câțiva ani la Roma, unde a evoluat la echipa Primavera, echipa de tineret. Îți pui mâinile la tâmple, încercând să te gândești ce ai putea să faci. Mijlocașul stânga al selecționatei noastre de tineret. Dar a fost, iată, prin ce aici, jocul băieților noștri este pur și simplu chinuitor de la începutul partidei. Nu a fost deranjat. Spuneam la capitolul latitudine în această primă parte. Am rămas datori. Degajează Kitanov. Foarte bine Boldu Păun. Intrarea lui Păun, însă doar Pușcaș în suprafața de pedeapsă. E greu în aceste condiții să noastre, la care nu ne așteptam, care ne dă, ne pune pe gânduri, pur și simplu. Lovitură liberă pentru bulgari, mai puțin de 5 minute. Manea. Are fizicul necesar pentru, sau mă rog, nu are fizicul necesar. Este fundaș central, mutat în flanc, dar nu are, mi se pare, sau cel puțin acel șut. Începe așadar partea secundă. Avem aceleași distribuții. România îl are în poartă pe Cojocaru, apoi Boldor, Hodorogea, Bălașa, Manea, Nedelcu, Tăbăcariu, Tănase, Mitriță, Păun și Pușcaș. Bulg stadioanelor. Bate Păun. Lovitura liberă. Șutul lui Păun. Minge respinsă de Kitanov. Și Tăbăcariu, același Păun, se pregătește să o execute. Corner scurt. Centrare cu stângul și Kitanov reușește să culeagă această minge. Să sperăm că nu au contraatac bulgarii. Să vedem pe Boldor, zidul pare cam aproape. Trage Boldor, respinge Kitanov. Era pe lângă poartă lovitura lui Boldor. Să-l vedem pe Tănase. Minge scoasă de Tănase și un șut. Cine a fost oare? De a reveni în meci, de a reintra în meci. Degajează Kitanov. Reamintesc următorii noștri, recuperează însă Hodorogea. O pasă pe care doar Hodorogea probabil a înțeles-o. Și Kitanov așteaptă să fie... O seară în care, cu siguranță, Fortunul a 21-45.
Degajează Kitanov. Nu este fault. Îi dă Băcariu. Degajează aici Kitanov. Un schimbă partea foarte bine pentru Bălașa. Reușește să controleze mingea. Centrarea lui Bălașa. Balon boxat de Kitanov. Foarte bine. Sare aici și respin. Horacev trimite înapoi. Iar acum o degajare greșită a lui Kitanov. Jucătorii noștri să poate de cel mult un egal. La un egal mai putem spera, cine știe. O fază fixă. Dezamăgitoare. Lasă aici Hodorogea, mingea degajează Cojocaru, minge care ajunge la Păun, trage Păun pe lângă poartă. Părea că bata nu a reușit mare lucru. Joc. De acum o face, trimite lung spre mijlocul terenului Gamaco. Trimite din nou lung Cojocaru. Pasă pentru Pușcaș. Pușcaș, dribling frumos al lui Pușcaș. Șut la colțul. Ajutat de Bălașa, continuă Bălașa. Blocat, sare Tudorie, Rotariu. Pușcaș. Boxează Kitanov. Iată că nu s-a dat fault la portar. Spre Tudorie această minge. Dar bulgarii, cei doi fundași centrali care au jucat foarte bine, încă o dată, Teziev și Galabo.